Peste 5450 de elevi din județul Suceava s-au înscris pentru a susține examenul de bacalaureat sesiunea din vară. Aproximativ 550 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare. Testarea a debutat în 3 iunie cu examenul oral la limba română, testare la care au fost așteptați 4937 de elevi, iar diferența de 519 o reprezintă candidații care au susținut proba în serii anterioare. În ce privește bacalaureatul sesiunea 2019, trebuie să vă spunem că au început probele lingvistice de ieri. Avem înscriși un număr de 5456 de elevi, 4900 din seria actuală și 556 de elevi din seriile anterioare. După cum spuneam, săptămâna aceasta au loc competențele în limba română și competențele în limba maternă, urmând ca în săptămâna următoare să fie competențele lingvistice într-o limbă modernă și competențele digitale și în perioada 1 iulie, 5 iulie, desfășurarea probelor scrise. 1, 3 și 5 iulie, cele 3 probe scrise. Pe data de 8, afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor și pe 13 iulie, afișarea rezultatelor finale. Nu au fost incidente, doar în dimineața aceasta, în zona Rădăuț, a căzut curentul electric la două colegi, la Colegiul Național Urmuzache și la Colegiul Tehnic Rădăuț. Noi am organizat rapid preluarea subiectelor de la Colegiul Androlin Motrescu și subiectele au fost aduse la timp în cele două centre de examen, astfel încât examenul s-a desfășurat în condiții normale. Elevii nu au voie să aibă asupra lor absolut nimic decât buletinul și ceva de scris. În rest, primesc de la comisia de examen subiectele și foile de ciorne pe care să-și noteze anumite observații individuale și după aceea să prezinte sub formă orală răspunsul lor. Nu au voie cu telefoane mobile în sala de examen, chiar le atragem atenția să le lase la colegi sau poate cel mai bine acasă, pentru că au fost în anii de incidente și unii elevi au pierdut bacalaureatul, chiar dacă nu l-au folosit în scop de a copia sau pur și simplu l-au uitat în buzunar și s-a întâmplat ca să sune sau să primească un SMS, lucru de nedorit și este în dezavantajul lor. Potrivit Ministerului Educației, peste 135.600 de absolvenți de liceu, 116.037 din promoția curentă și 19.618 din seriile anterioare s-au înscris pentru a susține examenul național de bacalaureat 2019 în prima sesiune. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, limba maternă, se notează cu calificativele experimentat, avansat și mediu. Probele pe care le susțin elevii sunt monitorizate audio-video.